Bună seara, stimații telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Reușita. În această seară vom discuta despre un proiect nou, început în Prahova. Un proiect care va fi detaliat de către invitatul nostru din această seară. Trebuie să spunem că este o premieră, faptul că acest proiect este prezentat la noi în emisiune. Prahova în acțiune se numește, un titlu foarte sugestiv. Este un proiect despre care ne va vorbi invitatul din această seară, domnul Mihai Apostolache. Bună seara, bun venit la emisiune și să vedem ce înseamnă Prahova în acțiune. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Așa este prima dată când mă aflu într-o emisiune în postura de președinte al Asociației Prahova în acțiune. Prahova în acțiune este o structură neguvernamentală pe care am înființat-o la începutul acestui an în județ. Scopul asociației fiind acela de inițiere, promovare și sprijinire de proiecte și inițiative, precum și promovarea și susținerea de oameni de calitate în vederea dezvoltării comunității prahovene. Sigur, pentru atingerea acestui generos obiectiv ne-am stabilit o serie de acestui scop, ne-am stabilit o serie de obiective în statutul asociației. M-aș referi un pic la unul dintre ele și anume la încercarea noastră de a determina cât mai mulți oameni din comunitatea prahoveană să se implice în problemele locale. Vedem cu toții faptul că nu întotdeauna administrația, nu numai cea din Ploiești, administrația în general, nu reușește să răspundă de fiecare dată așteptărilor cetățenilor. Sunt foarte mulți aleși locali și spun asta cu regret, nepregătiți pentru treburile publice, pentru gestionarea acestor probleme de la nivel local și cred că a venit timpul să încercăm să îndreptăm aceste lucruri. Odată să convingem oamenii care au realizat ceva în viața lor și aici nu mă refer numai la cei care activează în sectorul public, mă refer și cei care s-au afirmat în zona privată, că sunt întreprinzători, că sunt oameni care au avut rezultate în zona de educație, în sport, în orice domeniu al vieții sociale. Cred că astfel de oameni a venit timpul să se implice mai mult în comunitate. De obicei, când discutam cu persoane care s-au remarcat într-un domeniu sau altul, de fiecare dată îmi spuneau că nu sunt preocupați de implicarea în viața publică, mai bine să-și vadă de activitatea profesională. Din păcate, oameni, pentru faptul că astfel de oameni s-au tot dat la o parte, au lăsat locul de multe ori unor oameni nu tocmai pregătiți pentru a gestiona problemele locale. Care nu sunt nici puține și sunt destul de complexe. Și aș vrea să vă întreb, când v-a venit această idee de a... Pentru că ați făcut și politică, sunteți cadru universitar în momentul de față, când v-a venit această idee? Pentru că eu sunt convins că ea a încolțit în mintea dumneavoastră cu ceva timp în urmă, nu neapărat la începutul acestui an când ați și luat decizia de a înființa această asociație. Vreau să vă spun că anul acesta se împlinesc 5 ani de când am inițiat un alt proiect de această dată la Universitatea de Petrol și Gaze și anume Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socioadministrative, structura de cercetare care funcționează în cadrul universității. A fost un proiect pe care l-am înființat în 2013, spuneam că anul acesta se împlinesc 5 ani de la înființarea sa, un proiect, spun eu, de succes și acest lucru este demonstrat de numeroasele acțiuni pe care le-am avut în universitate și de asemenea în parteneriat cu alte universități și am simțit nevoia să pornesc un nou proiect de această dată care nu are legătură strictă cu universitatea, dar care sigur
are legătură evident cu viața socială, pentru că ne dorim să fim în continuare prezenți în viața comunității. Spuneam că am urmărit cu interes modul în care funcționează administrația și cea ploieșteană și cea prahoveană în general și cred că este momentul să încercăm să impulsionăm și noi lucrurile în această zonă, încercând să convingem cât mai mulți oameni să vină în viața publică, pe de altă parte încercând să furnizăm acestor oameni și cunoștințe din domeniu, din sfera administrației publice locale, chestiuni ce țin de legislația care guvernează administrația locală, aspecte din practica administrativă, lucruri care nu funcționează și sigur și soluții pentru ca aceste lucruri să fie deblocate. Prin urmare, intenția noastră este să rămânem activ în zona socială, în același timp să determinăm și oamenii să conștientizeze importanța implicării. Vedeți, dumneavoastră, în societatea românească s-au manifestat două constante. Pe de o parte, oamenii de foarte multe ori și-au manifestat blazarea față de viața publică în general, pentru că nu întotdeauna măsurile luate au fost în beneficiul lor. Și atunci au preferat că nu pot schimba de un singur lucrurile au preferat să stea deoparte și să-și vadă de lucrurile lor. Nu pot să modifice nimic realitatea și atunci preferă să nu se implice. Și cea de-a doua constantă este cea legată de o reacție violentă. Pentru că aici, în loc să ne axăm mai degrabă pe o zonă de mijloc, s-au preferat cele două extreme. Zone. Da? Fie nepăsare, fie o reacție violentă, ceea ce ambele nu fac bine în niciun caz unei comunități. Noi spunem că este timpul să alegem calea de mijloc, o cale moderată, dar o cale care să antreneze cât mai mulți oameni într-o direcție constructivă. Pentru că de foarte multe ori ne pierdem energia cu lucruri mărunte. De foarte multe ori decidenții își canalizează atenția către lupte care în niciun caz nu ajută la dezvoltarea lupte, unei interese, comunități. Trebuie să spunem, da? Și lucrul acesta și poate sunt mai puțin preocupați de ceea ce se întâmplă sau ceea ce ar trebui să facă efectiv pentru marea majoritate a oamenilor, dacă stăm să ne gândim. Și avem pe acest panou, în spatele nostru, foarte multe lucruri. Optimist, adaptare rapidă, profesionist, bun român și așa mai departe. Toate sub egida Prahova în acțiune. O să le detaliem puțin, probabil, în partea a doua a emisiunii. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Spuneați că vreți să aduceți la oaltă și să dialogați cu oameni care au reușit, care au făcut ceva în viață până acum, din punct de vedere profesional, din punct în societate. Ați avut ecou până acum în demersurile dumneavoastră? A venit lumea către dumneavoastră să, nu personal, să vină la aceste acțiuni, să se familiarizeze cu ceea ce faceți aici? Au început deja aceste întruniri și dacă sunt telespectatori care poate ar fi și ei interesați să pună umărul sau să intre în această asociație, ce ar trebui să facă? Vreau să vă spun că am rămas plăcut surprins de reacția oamenilor la inițiativa noastră. Noi de curând am inițiat un program, se numește Pregătit pentru a realiza ceva măreț. Are strânsă legătură cu sloganul nostru, ambiția de a realiza ceva măreț. Un program în care vrem să pregătim cât mai mulți oameni pentru a reuși în administrația locală în calitate de aleși locali. Aici nu avem ca țintă partea de funcționari ai administrației, ci partea de aleși. Persoanele care intră în administrație în urma unui vot dat de cetățeni. Aici vreau să vă întrerup puțin. Vor candida din partea unui partid politic, din partea unui ONG independent? Ei pot candida și independenți, ei pot candida și din partea unui partid. Dumneavoastră vreți, sunt practic, și persoane să asigurați care
pregătirea lor pentru a avea o, hai să nu spunem clasă politică, o clasă a celor care vor răspunde de binele comunității, ceva mai pregătită decât este în momentul de față. Da, și cred că lucrul ăsta și l-ar dori fiecare cetățean, să aibă în frunte oameni cât mai pregătiți, oameni preocupați de destinul comunității și mai puțin de soarta lor, soarta proprie. Spuneam că ne preocupă această categorie de persoane care doresc să candideze și să ocupe o funcție de ales local. În același timp, în programul nostru, sunt deja persoane care au această calitate de aleși locali și care provin din diverse partide. Deci nu ținem cont de partidul din care vin persoanele respective. Ne bucură faptul că au venit aici și doresc să învețe cât mai multe lucruri. Asta, acest lucru este un semnal foarte bun pentru noi și sper ca și alții să-și dorească la fel, să cunoască cât mai multe lucruri care să ajute în viitor comunitatea prahoveană. Bun, n-aș vrea să vă adresez următoarea întrebare pentru că am depășit puțin timpul alocat calupului de publicitate. Vom lua acum o scurtă pauză pentru publicitate și ne întoarcem să vedem care sunt și alte obiective ale acestei asociații. Acolo l-am surprins și în calitate de cadru universitar, mai de mult în calitate de politician, în calitate de scriitor de cărți. Revenim în această discuție la Prahova în acțiune. Da? Suntem la sediul asociației dumneavoastră și aș vrea să continuăm cu informații legate de ceea ce înseamnă această asociație. Și să ne spuneți, pentru că acest lucru a rămas puțin suspensie în prima parte, ce ar trebui să facă cineva care se uită la noi acum și vrea să intre în acțiune, în Prahova în acțiune? Păi, în primul rând, persoanele interesate pot veni la sediul nostru, la sediul asociației din Ploiești, din strada Democrației. Sediul este lângă sediul ANAF din Democrației, pentru a da un reper cât mai simplu celor interesați. De asemenea, ne pot găsi și pe Facebook. De fiecare dată noi prezentăm pe pagina noastră de Facebook activitățile pe care le avem și proiectele pe care ni le propunem. Spuneam că am inițiat acest program pregătit pentru a realiza ceva măreț. Suntem
în cadrul primei sesiuni a acestui program. Ea durează 4 săptămâni. Practic sunt 4 întâlniri săptămânale ale celor care participă la acest program și persoanele implicate în program dobândesc cunoștințe legate de administrația locală, se prezintă și aspecte ce țin de comunicarea în administrația publică, negociere și de asemenea discutăm despre arhitectura instituțională statală cu accent desigur și pe practica Curții Constituționale a României legată evident și de instituțiile locale și de autoritățile administrației publice locale. Sunt destul de multe decizii ale Curții Constituționale recente care au legătură cu administrația locală. Aceste decizii sunt analizate în cadrul acestor întâlniri. De asemenea, mai discutăm și subiecte care îi preocupă pe participanți, iar la final fiecare participant va realiza un proiect de hotărâre de Consiliu Local. Vreau să vă spun că... Este ca o probă practică, nu? Da, este și proba practică pentru că se și învață cum se realizează un proiect de hotărâre și trebuie să vedem și concret, pentru că aș vrea ca fiecare dintre cei care sunt prezenți în program, după ce termină acest program, să, dacă sunt aleși locali, să inițieze proiect de hotărâre, dacă nu sunt aleși locali, să realizeze acel proiect și să meargă în comunitate, să ceară sprijinul comunității prin strângerea de semnături, care ulterior să fie depuse la administrația locală, astfel încât administrația să fie sensibilizată cu privire la chestiunea respectivă. Sunt o mulțime de probleme care le întâlnim la nivel local și eu cred că printr-un astfel de demers mai împingem și noi lucrurile în direcția bună. Asta am și vrut să spun, practic vă asumați încă de la început, pentru că iată aveți doar câteva luni, nu? Dacă stau să mă gândesc de când ați semnat certificatul de naștere al acestei asociații. Spuneam încă de la început, vă implicați activ în viața comunității. Practic, sunteți în acțiune încă de la început. Eu vă doresc să și reușiți în tot ceea ce v-ați propus să faceți. Și aș vrea să vă lansez o provocare. Mi-au plăcut foarte mult prezentările scurte pe care le aveți, niște mici slide-uri ale asociației. Mi-au atras atenția câteva dintre ele și aș vrea să le defalcăm puțin aceste idei. Una se referă la faptul că educația, dumneavoastră proveniți din mediul universitar, educația trebuie să fie privită de către societate, de către statul român, ca și politica de apărare. Știm foarte bine, politica de apărare este esențială pentru integritatea și suveranitatea unei națiuni. De ce educația trebuie pusă pe aceeași palier cu apărarea? Pentru că este singura șansă ca această națiune să evolueze. Educația stă la baza dezvoltării în orice domeniu al vieții sociale. Dacă statul sprijină cu adevărat educația, automat și cetățenii sunt mult mai bine pregătiți și cei care activează în sectorul public, de asemenea, plus cei care merg în mediul privat, la rândul lor au cunoștințele necesare astfel încât să facă performanță în acea zonă. Există un proverb chinezesc, nu este românesc, este chinezesc, dar este foarte important, care spune că dacă te gândești la problemele la anul viitor, cultivă orez, dacă te gândești la următorii 10 ani, plantează copaci, dacă te gândești la următorii 100 de ani, educă oameni sau pune accent pe educație. Este foarte simplu, da? Este clar că mai mult ca oricând este nevoie ca statul prin politica sa să susțină cu adevărat sistemul de educație din România.
Din păcate, în cei 28 de ani de la Revoluție, mai toți miniștrii care au venit în fruntea noastră au încercat să schimbe mecanismul și sistemul în ansamblu, iar aceste încercări mai degrabă au bulversat sistemul, nici de cum n-au ajutat la dezvoltarea lui. Și nu numai sistemul, ci și oamenii din care fac parte, atât cadre didactice, cât și elevii. Au fost situații în care elevii s-au trezit cu niște reguli schimbate în timpul jocului, dacă putem spune așa, și este absolut revoltător, este inacceptabil și este contraproductiv. Pentru că nu ai o strategie, nu ai o viziune, nu ai un plan care să fie urmat de indiferent cine va veni vremelnic acolo la putere. Da, vedeți, dumneavoastră, dacă ne raportăm la alte state și în principal la țările dezvoltate, vom vedea că aceste țări pun foarte mare accent pe educație. Și atunci, dacă cu adevărat ținem la viitorul acestei țări și vrem să fim o țară puternică și o țară care să conteze în plan european și internațional, este clar că acest domeniu trebuie cu adevărat să devină un domeniu prioritar, nu să fie doar prezentat ca o prioritate înainte de campanie sau în campania electorală, iar după ce se câștigă alegerile, partidele respective uită de promisiunile din campanie. Deci am legat educația de chestiunea de apărare, pentru că de bine de rău în acest domeniu există un consens și s-a înțeles importanța domeniului de apărare și la fel vreau să se înțeleagă și importanța educației și dacă este privită din această perspectivă, cu siguranță că lucrurile vor evolua în direcția corectă. Ar fi foarte bine să se întâmple lucrul acesta. Un al doilea aspect care mi-a atras atenția din acele slide-uri se referă la faptul că deciziile ar trebui luate la nivel local, la nivelul cetățeanului, și să nu mai fie luate doar de la centru, fără ca să aibă legătură sau fără să fie, să spunem, nu mediatizate, dar fără să fie testate, dacă putem spune așa, în ceea ce înseamnă marea masă a oamenilor. Pentru că a lua o decizie dintr-un birou, fără a ști ce se întâmplă în teritoriu, este absolut negativ acest lucru. Da, și din păcate se întâmplă foarte des acest lucru. Este clar că pentru a îndrepta situația ai nevoie de o bază solidă. Dacă tu nu-ți fortifici baza, evident că vârful încet încet devine șubret. De aceea și noi am pornit un astfel de program de pregătire a oamenilor care lucrează la baza sistemului statal, la baza sistemului administrativ din România, deci aleșii locali. Pentru că am spus că dacă apare o schimbare pozitivă în plan local, atunci această schimbare duce automat și la o abordare diferită și la nivel de centru. Altfel, dacă tot timpul privim lucrurile numai de la nivel central, fără să ținem seama, așa cum ați spus, de specificul local, dificultățile din practică se vor menține și oamenii în continuare vor avea de suferit. Plus de asta și instituțiile statului vor avea de suferit. Vedeți bine că imaginea instituțiilor nu este deloc favorabilă în ochii cetățenilor și este clar că e nevoie de o schimbare și în acest sens. Și schimbarea vine în primul rând implicând cetățeanul în decizie. Am tot constatat că decidenții în general fug de dezbateri publice, de implicarea cetățeanului în actul decizional. Este un lucru total greșit, pentru că în momentul în care implici oamenii într-un proiect al tău și oamenii înțeleg ce vrei să faci, automat primești și sprijinul lor. Dacă de fiecare dată îi ții undeva departe și spui că tu ești ales și ai dreptul să decizi fără să ceri părerea oamenilor, evident că nu întotdeauna decizia pe care o iei este corectă și nu aduce beneficii comunității. Sau poate aduce beneficii doar pentru un grup strâns de oameni care să fie apropiat de către tine. Mai avem un singur minut și aș vrea să ne spuneți care sunt proiectele imediat următoare sau acțiunile imediat următoare ale asociației, urmând să, nu știu, fie să mai realizăm poate o emisiune peste ceva vreme,
fie dacă nu, spuneați că vă găsește lumea pe pagina de Facebook pe care o aveți, iar noi cei de la Prahova Business ne oferim să vă mediatizăm, pentru că noi credem în acest proiect și suntem, dacă vreți, împărtășim cam aceleași idealuri. Noi mergem pe partea oamenilor care au reușit, dumneavoastră vreți să-i propuneți pe aceștia să se implice. Cred că am putea lega foarte frumos și o colaborare în acest sens. Da, mă bucur să aud asta și vă mulțumesc pentru deschiderea care o manifestați față de acțiunile asociației. Legat de proiectele viitoare, în primul rând urmărim să ducem la bun sfârșit acest program pregătit pentru a realiza ceva măreț. De asemenea, mai avem o campanie 100 de exemple bune pentru România centenară, pentru că toți suntem în anul centenarului. Încercăm să scoatem în evidență cât mai multe fapte bune care se întâmplă în acest județ, începând cu investiții, începând cu crearea de locuri de muncă, continuând cu performanța în sport, în orice domeniu care practic susținem și promovăm lucruri care aduc plus valoare pentru comunitate. Ne-am săturat de negativ, vedem în fiecare zi la televizor fel de fel de știri negative, fie despre județ, fie despre România în general. Cred că a venit timpul să abordăm lucrurile într-un alt registru și în același timp să marcăm și faptul că se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Dorim ca Prahova în acțiune să fie o reușită și sunt sigur că așa va fi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit în această seară. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, să aveți parte numai de realizări. Parcul fotovoltaic al primăriei Mizil și panourile termosolare ale mănăstirii Parepa au reușit să încânte pe membrii delegației proiectului internațional Coales. Proiectul constă într-un schimb de experiență între Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile Prahova și Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Bulgaria, cu privire la modul în care comunitățile locale au reușit să implementeze surse regenerabile în producerea energiei electrice și termice. Ce recomandați din proiectele celorlalte țări participante la acest proiect pentru România, pentru Prahova? From what you have seen in other countries, what do you recommend to Prahova County? So, in other countries, there are more schemes directly aimed at the citizen and community groups. În alte țări sunt mai multe planuri dedicate cetățeanului și comunităților. So while there are a lot of really good schemes for companies and local authorities here, there aren't really any for citizens and community groups, and this sector is very important in meeting carbon targets and also boosting the economy. Cu toate că aici sunt multe facilități pentru societățile comerciale și pentru autoritățile locale, pentru cetățeni ar trebui să se facă mai mult pentru a crește și economia de asemenea. But the local government sector here is very strong, and so we're going to recommend that the local authority leads on a demonstration project showing how communities can be involved in ownership of energy schemes. Dar autoritățile locale de aici sunt foarte puternice și le recomandăm să facă un proiect demonstrativ pentru a arăta cum pot să funcționeze aceste planuri. Cum ați procedat în Anglia? How did you do it in the UK? So in the UK, there is a model. I work for Oldham Council, which is part of Greater Manchester. În Marea Britanie avem un model. Eu lucrez pentru Consiliul din Oldham, care face parte din Greater Manchester. So Oldham Local Authority has made available the roofs of some of its civic buildings for the installation of solar photovoltaics. Și Consiliul din Oldham a pus la dispoziție acoperișurile câtorva clădiri publice pentru a se instala panouri fotovoltaice. The community has been invited to set up a cooperative company and sell shares to local citizens to raise the money to install the solar. And through this model, local citizens can own the renewable energy installations.
Comunitățile au fost invitate să înființeze niște cooperații din care să vândă părți sociale cetățenilor și în acest fel să implice în crearea acestor panouri fotovoltaice. Proiectul Coales, implementat prin programul european Interreg, a ajutat la împărtășirea unor modele de bune practici din țările participante, printre acestea remarcându-se Bulgaria, unde o asociație de blocuri a reușit să monteze panouri termosolare.